Și în acest an, Caravana Filmelor TIFF va ajunge în mai multe orașe din țară. Proiectul a fost inițiat în urmă cu 7 ani pentru a suplini lipsa cinematografelor. Începând din luna iulie și până în septembrie, iubitorii de film se vor delecta cu povești premiate sau nominalizate la Oscar și Globul de Aur. Filmele vor fi proiectate pe un ecran gonflabil uriaș, amplasat în aer liber spre bucuria iubitorilor de film. Pentru al 7-lea an consecutiv, Caravana TIFF va aduce în fața iubitorilor de film cele mai noi producții premiate la festivalurile internaționale de film. După ce a vizitat orașele Carei și Baia Mare, Caravana TIFF ajunge la sfârșitul acestei săptămâni în orașul Satu Mare. 3 filme de excepție vor fi proiectate la Satu Mare în acest sfârșit de săptămână, câte unul în fiecare seară, începând cu ora 21 și 45 de minute. Primul film care va rula pe ecranul uriaș, amplasat în pasajul Corneliu Coposu, este Fiul lui Saul, câștigător al premiului Oscar pentru cel mai bun film străin, care îl are în distribuție pe actorul clujan Levente Molnar. Acțiunea filmului se petrece în lagărul de concentrare de la Auschwitz și prezintă povestea unui deținut maghiar. În timp ce lucrează la unul dintre crematorii, Saul descoperă trupul unui băiat și, convins că acesta este fiul său, Saul își asumă o sarcină imposibilă, să-i ofere băiatului funeraliile cuvenite. Lungmetrajul Câini, unul dintre cele mai așteptate filme românești ale anului și câștigătorul trofeului Transilvania la TIFF 2016, va fi proiectat sâmbătă în avanpremieră la Satu Mare. Acțiunea filmului este plasată în apropierea graniței cu Ucraina și prezintă povestea unui tânăr de la oraș. Acesta ajunge într-un sat izolat din Dobrogea, unde are de gând să vândă pământul moștenit de la bunicul său, care a murit cu câteva luni în urmă. În timp ce face demersurile pentru vânzarea moșiei, tânărul devine treptat martorul unor evenimente bizare. Pământul meu cât e? Cât vezi, cu ochii? Matale, că eu văd ca cârtișa. Adică tot pământul ăsta a fost al lui? Și acum e al tău, tăticule. În ultima seară în care caravana poposește în orașul Satu Mare, pe ecranul uriaș din pasajul Corneliu Coposu va rula filmul Valul Ucigaș, un disaster movie spectaculos propus de Norvegia la premiile Oscar. Filmul are în prim plan un experimentat geolog care a acceptat un nou post. În momentul în care se pregătește să se mute din oraș, el și colegii săi înregistrează mici modificări geologice la subsol. Tot mai îngrijorat, Cristian își dă seama că cel mai mare coșmar e gata să devină realitate. Cu doar 10 minute la dispoziție pentru a scăpa cu viață, Cristian trebuie să salveze cât mai mulți oameni împreună cu propria familie.